Autoritățile locale au inaugurat astăzi Casa Muzeelor. Clădirea adăpostește 5 muzee unice și poate fi vizitată de publicul larg. Începând de mâine, prețul unui bilet pentru vizitarea celor 5 muzee este de 30 de lei. Astăzi a avut loc inaugurarea Casei Muzeelor, clădirea aflată pe strada Vasile Alexandrie, numărul 6. Muzeele descriu Casa Poeziei, a Literaturii, a Istoriei, Teatrului Evreiesc și a Copilăriei în comunism, în timp ce al cincilea expune pogromul din 1941. Casa Muzeelor este, dincolo de toate, un eveniment pentru că înseamnă îmbogățirea Iașului din punct de vedere cultural, dar și din punct de vedere turistic, cu 5 noi muzee. Este unic prin ceea ce oferă la nivel de expoziții permanente. E, de pildă, un muzeu poezie sau un muzeu al poeziei, care este un muzeu de arte vizuale dedicat ideii de poezie. Așa ceva nu există, sigur, în România. Apoi este muzeul pogromului de la Iași. El nu putea să aibă loc decât aici, în Casa Muzeelor, pentru că, din păcate, istoria ne impune lucrul acesta. Aici s-a desfășurat o parte a evenimentelor, s-au desfășurat o parte a evenimentelor tragice din 1941, pogromul de la Iași. Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a declarat că promovarea acestui obiectiv readuce la viață cultura ieșeană. Cred că pentru comunitatea ieșeană această investiție făcută cu fonduri europene și fondul de la Guvernul de Stat nu face altceva decât să dea strălucire și viață acestui frumos monument arhitectural din inima orașului Iași. Și în această clădire, odată cu deschiderea Casei Muzeelor, cele 5 muzee, sunt convins că ieșenii și toți locuitorii din zona Moldovei și sper eu cât mai mulți români vor putea să descopere frumusețile Iașului. Directorul Agenției de Dezvoltare Nord-Est, Vasile Asandei, s-a arătat a fi impresionat de modul în care a fost transformat imobilul de pe strada Vasile Alexandrie, numărul 6. Mă bucur că programul operațional regional a pus în valoare un asemenea monument cu o sumă importantă din programul operațional regional, circa 17 milioane de lei. Sper ca următorul pas să fie o bună promovare atât a acestui muzeu, după cum știți, Iașul beneficiază de multe investiții în zona monumentelor istorice, în așa fel încât turiștii să stea măcar o săptămână să vadă doar aceste, în săptămâna respectivă, să vadă doar aceste monumente istorice, desigur, alături de alte lucruri deosebite pe care le aveți aici. Casa Muzeelor, care până acum era cunoscută ca fiind imobilul de pe strada Vasile Alexandrie, numărul 6, are o suprafață construită de 1160 de metri pătrați și o suprafață totală desfășurată de 3988 de metri pătrați. În trecut, în acest imobil a funcționat revista Viața Românească și tot aici a fost din 1934 sediul chesturii de poliție din Iași. Pentru lucrările de reparare, reconsolidare și modernizare a fost nevoie de o investiție de peste 16 milioane de lei, din care 15 milioane sunt banii nerambursabili.